Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Gazdele acestui episod suntem eu, Marina Mironica, și prietena podcastului nostru, dramaturga Petro Ionescu. Bine ai venit, Petro! Salut, Marina! Echipa podcastului Contrasens este formată din studente și studenți, absolvente și absolvenți de sociologie și antropologie și continuăm să discutăm pe marginea temelor cercetate recent în domeniul științelor sociale. Invitata acestui episod este Miruna Runcan, profesor universitar la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai, critic de teatru și teoreticiană. Bună seara! Avem o discuție care, cumva, mi se pare că nu se pliază direct pe temele astea, cumva, tradiționale de sociologie. Este o temă așa artistică, să-i spunem. Teatru fiind o formă de artă care are totuși potențialul să surprindă foarte bine evenimentele, schimbările și preocupările unei societăți în cele mai fine, ilustrative și reflexive moduri. Prin urmare, cumva, pasiunea mea și personală față de teatru, de un anume fel, ce e adevărat, mai degrabă documentar, ne-a dus pe noi trei aici în această discuție. Mă bucur foarte mult să o avem și pe doamna Runcan, care o să ne explice cum stă treaba, și pe Petro, ca persoană care are și experiența practică a teatrului, dar și experiența și cunoașterea mai degrabă teoretică, care mie, fără îndoială, îmi lipsește. Da, și prin discuția de astăzi ne propunem să înțelegem rolul social al instituției teatrului în ultimele 3 decenii din istoria României, atâta cât ne permite. Mie, eu aș completa și faptul că, adică tu zici că nu e o temă care se leagă neapărat de partea asta de sociologie, dar de fapt eu cred că ele sunt foarte conectate atâta timp cât vorbesc despre o comunitate, despre societate și așa mai departe, și că se adresează ambele domenii, se adresează membrilor unei comunități și societăți. Cred că ne-am întâlnit tocmai din pricina că împărtășim toate trei credința că teatrul nu e ceva care stă într-un muzeu sau într-o clădire, ci e ceva care se naște dintr-o lume și se întoarce către lume, măcar ca să o reflecte, dacă nu cumva uneori are și pretenții mai ambițioase, măcar în subconștient, să-i aducă o picătură de bine. Deci, cred că lucrurile sunt foarte legate unele de altele. Da, e adevărat. Când vine vorba de teatru și de social, inevitabil mi-aduc aminte, așa, din memorie, de citatul ăla din Brecht, în care zice că arta nu e făcută să reflecte, e făcută să, cumva, să reflecte, dar după aia să distrugă imaginea aia și să creeze un fel de reacție foarte puternică și care să schimbe, să modifice lucrurile. Ea s-a schimbat. Lumii prin teatru am... Da, e o cantitate oarecare de iluzie aici. Și totuși nu. Și totuși nu. Da. Măcar mai... pentru noi care facem sau suntem interesați de teatru, da, cred că are un efect benefic măcar pentru noi, dacă nu pentru toți. Oh, și pentru comunitate, în mod evident. Da, cred că lucrurile poate nu se schimbă așa global, dar mici elemente există. Da, pornind de la ideea asta că teatru e ilustrativ și e important pentru cum evoluează societatea noastră, totuși ne orientăm mai degrabă spre ce s-a întâmplat cu teatru din România în ultimii 30 de ani și cum a evoluat instituția. Și atunci când mă gândesc la instituție, cumva îmi vine în minte în mod inevitabil teatru de stat și teatru național. Și deși istoria este complexă și sunt multe momente de cotitură sau schimbare în teatru, fie că e vorba de aspecte administrative, având în vedere schimbările de după 89, de direcție artistică sau inovarea formelor de expresie, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Runcan, dacă puteți să ne dați câteva exemple de momente din astea așa cheie, care au avut loc după 89 și care au dus la schimbări relevante pentru teatru ca formă care oglindește realitatea? Ele s-au petrecut încet, dar am încercat să mă gândesc serios la asta, la momente cheie. Unele nu au fost deloc aparente atunci când s-au întâmplat, dar au avut, cum să zic eu, bătaie în timp. Au pus
sămânța în pământ, ca să zic așa, și pe urmă semințele au crescut fiecare după ce, după cum au putut. Acum, sigur, în primul rând, hai să plecăm cinstit și logic de la, de la ce am avut. Am avut un sistem tânăr, e adevărat, dar bine consolidat de instituții finanțate public, care moșteneau o parte dintre teatrele naționale care erau finanțate public înainte de 1946, dar pe această moștenire s-a creat, cum să zic eu, peste noapte, de-a dreptul, între 46 și 48, un imens eșafodaj de instituții teatrale finanțate de stat, pe model sovietic, evident. E, noi le-am moștenit pe toate astea, am moștenit într-o foarte bună măsură și legislația pentru finanțarea lor și sistemele administrative și sistemele de salarizare și așa mai departe, modurile de producție, ca să mă exprim într-un limbaj pe care nu multă lume lagrează în ziua de azi. Dar alt cuvânt mai bun decât ăsta n-avem, pentru că e un concept care are rădăcini. Bun. Am moștenit toate astea, numai că procesul de evoluție de până la 1989 și dând în floare în primul deceniu 90, a fost un proces care, cel puțin după anii 70, a consolidat un model. Un model care era în mentalul tuturor justificabil administrativ, în primul rând pentru că produce teatru de artă. Produce teatru de artă în... Sigur, nu produce numai teatru de artă. Ce înseamnă teatru de artă? Teatru de artă în definiția lui Stanislavski și a lui Nemirovici Dancenko din jurul anului 1900, când au creat ei teatru de artă din Moscova. Înseamnă un teatru care se opune teatrului comercial. Un teatru care produce obiecte artistice de aceeași valoare cu obiectele artistice din arte. Patrimonializabile oricând, da? E, conceptul ăsta de teatru de artă a tot crescut, a îmbrăcat o multitudine de stilistici și a constituit într-un fel o umbrelă pentru ceea ce noi numim, utilizând un termen minunat pe care l-a inventat acum vreo 10, mai mult de 15 ani aproape, criticul literar Mircea Martin, estetismul socialist. Nu centrarea spectacolului pe valoarea lui estetică ca formă de a te opune unui permanent asalt ideologic, propagandistic, în sensul ăsta ideologic. Bun. Am moștenit acest model. Modelul ăsta era replicat practic în toate teatrele și în cel mai mărunțel. Și în cel mai mărunțel, din, cum să zic eu, măcar o dată la 2-3 ani de zile, se făcea o producție cu pretenție de teatru de artă. De rest, se făcea evident teatru comercial, dar nimeni nu îndrăznea să spună că e comercial. Pentru că nu... care ar fi fost logica într-un stat socialist să finanțezi teatru comercial. Dar ceea ce se producea era 90% teatru comercial. Eu aș zice teatru de consum, așa, teatru care de consum. Merge într-o zi obișnuită, sigur, cum ar veni. Sigur, sigur, de simple distracții. Deci nu propagandistic. Sigur că erau și producții propagandistice. Producțiile propagandistice veneau cu ordin de la centru. O multitudine și asta, bun. Unele reușeau să ajungă spectacole de artă, adminteri. Am destule exemple în legătură cu asta. Bun, am moștenit acest sistem. Vreau să spun de la bun început că, cel puțin din punctul meu de vedere, nu acest sistem e dușmanul, în vreun fel sau altul. Acest sistem ar trebui conservat. Problema noastră majoră în acești 30 de ani este că, în pofida faptului că s-au făcut destule mici reforme la nivel de legislație, la nivel de finanțare și așa mai departe, de fapt nu s-a reformat nimic. Nu s-a reformat nimic, în primul rând, în mental,
în mentalul mainstream, teatrul trebuie finanțat ca să producă estetism. Pur și simplu. Anii 90 au produs spectacol de export. Adică ceva frumos, plăcut frumos, ochiului. Da. Cum să zic eu, amestecând lucrurile pe estetica teatrală anilor 70, pe care noi am conservat-o perfect și în ziua de azi. Or, asta e terenul. A fost foarte fertil pentru vizibilitatea teatrului românesc în Occident, în anii 90, sau cel puțin în prima jumătate a anilor 90, adică, altfel spus, am vândut la greu spectacol estetic, estetizant, de cel mai mult, nu, de toate dățile, bazat pe text clasic european, niciodată pe text românesc. Am vândut regie de teatru, inclusiv regizor de teatru. Afară i-am turnat, s-au petrecut turnee majore cu o primire excepțională și explicația acestei chestii, eu am dat-o în 98, s-a spărat multă lume pe mine la momentul respectiv, este că Occidentul descoperea că dinozaurul există, că modelul acela de teatru este perfect conservat în alte părți și poate funcționa, poți să faci un spectacol cu 100 de oameni pe scenă. Erau foarte puține teatrele în Europa în care mai puteau face spectacole cu 100 de oameni pe scenă. Se pot face spectacole cu decoruri care se coste, cum să zic eu, cât bugetul unui teatru de provincie, un singur spectacol. Și așa mai departe. Și ele se pot turna. A fost și a fost bine până când lumea s-a obișnuit da, cu gândul și a devenit ceva banal. Și au început și cronicile proaste, dar despre asta nu mai vorbește nimeni. Ori, problema majoră este că timpul, într-un fel sau altul, a dovedit că acest model e un model care stă pe loc, care nu poate decât să se autogenereze din punct de vedere al supraviețuirii economice, înghite enorm. Și atunci sunt câteva, într-adevăr, să ajungem la răspunsul la întrebare, câteva momente majore. Voiam să vă întreb înainte de asta, așa ca să fie un pic de fapt divers, voiam să întreb pe Petro, legat de și de dramaturgie și cum s-a manifestat preocuparea asta așa majoră pentru estetic, în felul în care s-a scris sau s-a folosit dramaturgia în teatru românesc. Cred că tot doamna Runcan e mai în măsură să răspundă despre cum s-a schimbat dramaturgia imediat după 89. După 89 nu s-a schimbat deloc. După 89 a fost un val de refuz. Mi-aduc și acum aminte de o mare discuție de jur împrejurul unui articol apărut, cred că în Contrapunct, în primii ani 90 al lui Mircea Cărtărescu, care a zis că toată dramaturgia românească ar trebui aruncată peste bord, toată dramaturgia scrisă între 44 și 90. Și sigur, tot felul de oameni au sărit în sus, pentru că nu e adevărat. Sigur că adevărul că nici nu s-au prea făcut cât probabil spectacole pe texte scrise în perioada aia. O bună bucată de vreme nu s-au făcut deloc, s-a evitat la greu dramaturgia de dinainte de 89 și nici în ziua de astăzi cred că nu e suficient de bine recuperat ceea ce este bun cu adevărat în ea și e destul. Tocmai asta e problema, că din punctul meu de vedere, cel puțin în schița mea mentală, primul moment major vine dinspre un dramaturg care fusese alături de mulți alți dramaturgi cărora nu le-a folosit la nimic, fusese într-un atelier, avusese o bursă la Royal Court și ceva îi se schimbase completamente în minte și a venit înapoi acasă și a început să dea primele semne că e ceva care nu e în regulă din punctul ăsta de vedere în România. Asta s-a întâmplat în jurul lui 97-98, iar persoana respectivă care e, cum să zic eu, la temelia Ana Manole în toată această afacere este Alina Neleg. Ea a strâns de jur împrejurul ei pentru ca să facă o revistă supliment al revistei Vatra atunci. Era pe vremea aceea secretară literară la Teatrul de Păpuși.
din Târgu Mureș. Și a strâns un grup de jur împrejur, printre care și eu și răposatul meu soț, Cristian Buricea Mlinar și Anca Rotescu și alții. Și a făcut întâi două numere, se chema Postcenium, era foarte la modă postmodernismul pe vremea aceea. Între timp ne-a trecut la toți. După care, imediat după aceea, am inventat Ultima T, revistă de cultură teatrală, am reușit să scoatem, să finanțăm trei numere, pentru că eram plin de orgoliu și vroiam să arate ca în Occident și nu erau niciodată bani pentru așa ceva. Dar a fost un prim moment, pentru că el a fost simultan cu momentul în care tot Alina Nelega împreună cu colegii de la Teatrul Național din Târgu Mureș și evident Teatrul Păpuși au inventat Drama Fest, un prim festival internațional bazat pe schimburi culturale cu dramaturgie nouă, adică cu direcții noi în dramaturgie. Ăsta a fost un moment major. Al doilea, cumva. Nu, e unul și același moment, l-aș pune cam unul și același până în 2000. Și cu dezbateri și cu oameni care au venit inclusiv din generațiile din generația mea și oameni mai tineri care au venit să participe, tineri dramaturgi și care n-au fost deloc încântați de ce li se propunea acolo. Un al doilea moment... Din ce cauză nu eram încântați de formula pentru asta? Pentru că ieșea din dezele de bază ale Royal Court, așa cum bine știi, sunt acelea de înapoi la pe trotuar, înapoi la viața noastră personală, înapoi la fenomenul social, înapoi la crize, înapoi la fenomenologia socială din care se produce teatru, care să producă într-un fel sau altul conștientizare, măcar dacă nu altceva. Ca atare au fost și reacții supărate. Sau nu neapărat supărate, de refuz. De refuz. Unii dintre noi însă am învățat enorm in progress din toată această experiență de trei festivaluri Drama Fest. Ca de obicei a venit iarăși o criză, totul a căzut. Între timp noi ajunsesem în 2000, n-am mai putut susține... Și Alina n-a mai putut susține. Nici noi n-am fost mai grozavi în a face fundraising pe vremea aceea. Și am renunțat la Ultimat. Noi ne-am mutat la Cluj. Un moment excepțional următor de schimbare ține tot de dramaturgie. Pentru că cred că vom vedea că dramaturgia este cea care mișcă lucrurile. Nu, promoția 2003 a un ATC, ultima promoție a marelui regizor Valeriu Moisescu, a inventat drama acum. Din care vedeți cumva... cum sună, Drama Fest, Drama Acum. Drama Acum l-au inventat încă când erau studenți, pentru că ei o promoție întreagă au avut revelația că ei ca regizori, pe de o parte n-au niciun chef să arunce să facă Shakespeare de la 22 de ani și pe de altă parte în primul rând nu cred că trebuie făcut asta, cred că teatrul trebuie întors înapoi către social și către societate și atunci au pornit așa foarte deștept cu un slogan care era ai scris o piesă, noi ți-o regizăm. S-au jucat de chestia asta vreun an de zile, au descoperit a doua generație de Drama Acum pe baza acestui concurs pentru care la origini când l-au pornit n-aveau niciun leu, niciun fel de nimic. A fost inițiativa cumva acestei generații de studenți. A care... lor și pe urmă și-au găsit parteneri, bani câte un teatru, bani câte un studio, bani câte un... Au continuat programul voluntar câțiva ani. Dar din grupul ăsta au ieșit lucruri, ca să zic așa... Ce regizori sunt esențiale? Care au ieșit din tura asta de oameni? Deci, din această primă tură de oameni a ieșit Gianina Cărbunaru, actualmente director la
teatru din Piatra Neamț și regizor, cum să zic eu, regizor dramaturg care are un program încă de la începutul carierei în care își scrie și își regizează propriile piese. Radu Apostol, părintele replicii din București. Andreea Vălean, care a scris Eu când vreau să fluier în 97 și a fost un boom de dramaturgie simplă bazată pe cercetare sociologică, că ea făcuse sociologie, care s-a jucat la Universitatea de Arte din Târgu Mureș și a fost achiziționat ulterior de Teatru Național în regia lui Teodor Cristian Popescu, un înainte mergător și el. Așa. Mihaela Mihailov era în generația, doar că pe partea de dramaturgie. Nu, ea terminase deja facultatea, era deja scria critică de teatru. Alexandru Berceanu, care acum este directorul Cinetic, ăștia a fost primii. Cred că n-am uitat pe cineva, dacă am uitat pe cineva, îmi cer iertare. Îi adăugăm după aia. Cu umilință, ca să zic așa. Simultan cu chestia asta, noi am venit aici la Cluj, iar soțul meu a deschis deja din 2000 primul curs de scritură dramaturgică în cadrul facultății, în cadrul teatrologiei. Și am prietenit, este cuvântul cel mai bun, alt cuvânt mai bun n-am, cu Chris Nedea, care inventase Teatru Imposibil. Teatru Imposibil era interesat de dramaturgie nouă, numai dramaturgie nouă, și a strâns de jur împrejur un grup de studenți care au absolvit în 2004 și a creat revista Menin Fest, la care ne-am afiliat și noi, ca să zic așa, în sensul că ne-au chemat pe noi să dirijăm procesul editorial. Și așa s-a născut, de fapt, laboratorul Dramaturgia Cotidianului, care, pe de o parte, avea de-a face cu cercetarea de teren și cu revista Menin Fest, tematic, pe câte un fenomen social, și în același timp cu taberele de creație din fiecare vară, care, iată, durează din 2004 și până în ziua de azi. Și care, la origini, cel puțin până în 2016, erau tabere de teren, în sensul în care se făcea teren și se dezvoltau. Petronela Ionescu a fost în, nici nu mai țin minte câte dintre ele, vreo patru. Ce interesant, mi se pare că ajunge așa foarte, foarte clar să se evidențieze că teatru și cercetarea sociologică și cercetarea asta a realității empirice, cum îi zicem noi atunci când facem cercetare, Și drama acum făcea același lucru, adică din drama acum, pe urmă, imediat au evoluat lucruri, dar foarte repede. 2004-2005 deja au evoluat proiectul cu... Pe vremea aceea, studenții Bogdan Georgescu și Ioana Păun și David Schwarz și așa mai departe, proiectul Rahova Uranus, în care, și acolo, sigur, evident, cu Mihaela Mihailov lângă ei, în care s-au dus în Rahova Uranus și au început să facă cercetare de teren, să strângă povești, să transforme poveștile în mini-spectacole de stradă și așa mai departe. Au evoluat în Tanga Project, pe urmă, mai departe tot, au evoluat în trupa pe care și-a strâns-o David Schwarz de jur împrejur și care așa a lucrat tot timpul de la bun început, nu? Primul lor produs major e Sub Pământ SRL, nu? Cu cercetarea făcută în Valea Jiului și un spectacol care s-a plimbat, ca să zic așa, peste tot. În primul rând s-a plimbat înapoi în Valea Jiului. Da. A suferit modificări după feedback-ul, după contactul cu oamenilor din Valea Jiului. Da, ilustrată. Da, bun, metodele lui sunt foarte legate de... Aș vrea să cum a legat de treaba asta și să o întreb și pe Petro dacă poate să spună din experiența ei de dramaturgă din nou, care este, nu știu, abordarea preferată de tine sau cum ți se pare că, sau dacă crezi că asta a fost o direcție bună, să zicem așa, de a scrie dramaturgie. Păi după cum se vede din munca mea din ultimii ani, evident că a fost
cea mai bună variantă și că, de fapt, m-a format într-un sens în care eu nu-l vedeam în momentul respectiv. Adică eu nu aveam garanția faptului sau nu-mi imaginam că o să continui să fac teatru sau că o să scriu dramaturgie, fiind mereu conectată cu partea asta de cercetare sociologică. Atunci vreau să te întreb și despre spectacole pe care le-ai făcut tu, dacă poți să spui ultimele în care ai lucrat tocmai în felul ăsta, în care ai documentat o realitate. Păi, în general, în majoritatea spectacolelor pentru care lucrez, cumva încep cu o parte de cercetare. Că e zona asta, într-adevăr, de cercetare de teren și de mers și luat interviuri sau discutat cu diferiți oameni, experți în anumite domenii. Cum ați făcut în cazul Miracolului, da, nu? Exact, de la în Cluj. Cazul Miracolului de la Cluj, unde clar a fost o muncă de cercetare și de luat foarte multe interviuri, dar în același timp există și cercetarea asta teoretică, să zicem, în care am nevoie să citesc niște cărți sau să te documentezi pe subiect, da, cum ar veni, să nu, da, fie niște articole. Iar asta a venit așa, ca mănușa, de fapt, pentru că aveam deja tot antrenamentul ăsta din facultate în a merge și a săpa un pic subiectele sau temele care ne interesau. Și, de fapt, asta ziceam, că eu nu știam exact ce se întâmplă cu mine după ce termin facultatea. Dar tot antrenamentul ăsta din cadrul taberelor, care se întâmplau vara, deci nu erau în timpul cursurilor propriu-zis, n-au făcut altceva decât să ne formeze pe mine și pe colegele mele, pentru că suntem câteva care cumva avem tot bagajul ăsta de practică și de dramaturgie scrisă în felul ăsta, da, să ne pregătească pentru ce facem acum. La Reactor în mare parte, dar și în alte și, da, și pentru în alte parte spații, la cred Reactor. Că... Da, 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 adică cumva și dacă ar fi să propun un proiect în altă parte, cred că tot pe metoda asta aș merge, pentru că, nu știu, Nu doar că îmi place, dar mi se pare utilă și îi văd eficiența într-un mod foarte direct. Bun, eu am insistat pe faptul că mutațiile vin dinspre dramaturgie, mutațiile majore au venit dinspre dramaturgie. Pe de altă parte, ar fi totalmente nedrept să nu vorbim despre construcțiile instituționale. Când zic construcții instituționale, nu mă refer la teatre de piatră, cum întotdeauna îmi place să folosesc expresia asta care e o traducere de maghiară. Eu nu știu maghiară, dar am învățat-o și eu de la prietenii mei maghiari. În sensul că teatrul e o clădire, nu e ce se întâmplă în ea. Nu la asta mă refer, ci mă refer la efortul de a, iată, de peste 20 de ani, de a se constitui echipe de independente de producție teatrală într-un fel sau alt, care unele au într-adevăr de-a face cu acest fenomen major care este al dramaturgiei și al dramaturgiei legate de social, iar altele n-au. Pentru că sunt și variante în care n-au deloc niciun fel de legătură cu asta. Adică dacă stai bine să te uiți la ce se întâmplă la un teatru repetă modelul teatrului de artă în mic, dar fără nicio diferență, ca să zic așa, specifică față de ceva care se... Asta e și motivul pentru care ei doi pot să lucreze foarte liniștit în orice fel de teatru de stat de bună calitate cu actori foarte buni, pentru că ei nu lucrează decât cu actori excepționali. Aici e particularitatea. Dar totuși nu trebuie să pierdem din vedere chestia asta cu echipele. Echipe care s-au format fie de către actori, fie de jur împrejurul cât unui regizor, fie, nu cum e cazul de la Replica, s-au născut dintr-o idee. Ce lipsește în acest moment? Lipsește conceptul de teatru educațional. Cum de n-a ajuns la noi conceptul de teatru educațional în condițiile în care avem 30 ceva de teatre dedicate copiilor și tineretului în toată țara? Da, dedicate copiilor și tineretului, dar care altceva decât spectacole, cel puțin la momentul acela, nu făceau. Marea majoritate nu fac nici în ziua de azi altceva decât spectacole. Ori, cred că mai e ceva important aici de precizat, că atunci când noi ne referim la relația cu societatea, noi ne referim în primul rând la acele echipe de oameni de teatru care n-au rămas strict legate de această imagine a echipa este cineva care produce spectacol. Punct.
și cu asta treaba e, s-a terminat. Cineva care produce un repertoriu și cu asta treaba s-a terminat. Adică cred că de la un punct încolo, mai ales după 2003, a intervenit în mental, în mentalul tinerilor oameni de teatru care au optat pentru asta din diverse pricini. Convingerea că echipa de teatru, compania independentă, cum vrei să-i zicem, trebuie să muncească cu societatea, nu doar să facă spectacole, chiar dacă face cercetare de teren, chiar dacă face teatru device, chiar dacă face teatru social și așa mai departe, nu e suficient să facă doar asta. Trebuie să-și construiască o altă relație cu comunitatea. Ceea ce cred că se numește în terminologia asta și un fel de artă comunitară, un fel de lucru din asta direct. Diverse cu... tipuri de, diverse strategii de intervenție, care sigur cele mai răspândite acum peste tot în ultimii 7-8 ani de zile au devenit o sursă dublă de venit, sunt ale educaționale în sensul prost al cuvântului, sau mă rog, de educație culturală, ca să zic așa, de la cum să zic eu, cum sunt cărțile astea de dezvoltare personală, prin teatru. Da. Dezvoltare personală până la lucruri absolut folositoare, cum sunt, nu, să duci copilul la o lună de zile la un curs de teatru în weekend sau la un curs de balet, cursuri de vorbire și așa mai departe. Astea sunt cele mai... Dar trebuie să ne aducem aminte că în spațiu independent s-au inventat toate lucrurile astea în România, în orice caz. Și nu în instituțiile teatrale, că sunt plătite din buzunarul nostru al tuturor, dar în mentalul colectiv și în mentalul colectivelor respective, treaba lor este să facă spectacole. Și atât. Eventual, pentru faimă, poți să facă și un festival. Deci e zgut, că aduce public proaspăt. Apropo de asta și de rolul pe care a fost atribuit teatrelor finanțate de către stat în mod direct, rolul atribuit și rolul asumat. Senzația mea este că teatrele astea au așa o funcție de a perpetua statutul ăsta de națiune, de ideea de cultură în sens foarte înalt, cultura majorității în cazul României, adică a românilor. Și ce înseamnă asta și, nu știu, felul ăsta de a face spectacole într-un fel, nu știu, eu i-aș zice conservator sau care ține și la estetica asta mai tradițională și în sens de organizare este de asemenea foarte așa reprezintă statul cu tot ce poate el să facă, cu capacitatea sa de a duce cultură înspre nu știu, înspre societate, de a arăta ce înseamnă cultura, cum se face, cum se citește o carte, ce înseamnă să fie ceva frumos. Nici n-ar fi rău dacă ar fi așa. Sau parțial nici n-ar fi rău. Da, mi se pare că rămâne doar cu misiunea asta de a perpetua și de a conserva ce înseamnă națiunea. Deja nu mai e așa. Deja nu mai e așa. Acum 10 ani puteam să spunem că e ceva aici, că cam în jurul acestui câmp se învăț lucrurile, dar cred că deja sunt destule instituții publice finanțate de stat care în timp au început să-și flexibilizeze sistemul de gândire. Sigur că ce se face așa în România e, totul depinde de, nu de programe, ci depinde de unde vine omul să sfințească locul, adică dacă au un conducător care să aibă gândirea asta managerială. Această gândire managerială. Și sunt câteva și am destule de exemple. Ele nu sunt foarte multe, dar sunt într-adevăr câteva. Pe de o parte, pe de altă parte, deja, chiar dacă sporadic, încă din anii 2000 au început să se petreacă cu mare succes de alminteri coproducții între independenți și instituțiile publice, ceea ce ar trebui, sau mă rog, din punctul meu de vedere ar fi bine să se întâmple mult mai des. Independenți însemnând oameni neangajați la teatrele respective? Nu, însemnând oameni care preferențial lucrează în zona independentă.
Nu știu, dacă stai bine să te gândești, nu, Petro, primele spectacole de răsunet ale Gianinei au fost în coproducție, cu teatru foarte mic, cred că, nu, cu Ioric, care e tot un independent. Da, bine, cred că i-a avut boom-ul ăsta cu Solidaritate la Sibiu atunci. Da, asta a fost târziu. Da. Asta a fost târziu, că erau, până atunci au mai fost, a fost Medipebi la teatru mic, a fost, la început de tot, Stop de Tempo a fost în independent, la Green Hours, și așa mai departe, au mai fost asta cu Solidaritate din ultimii 10 ani. Da, bine, și a fost prima colaborare, cred, cu un teatru național în cazul fusese înainte Tigru Sibian. Tot, da, ăsta a fost un proiect european în care Gianina era implicată. Ea deja devenise un dramaturg cunoscut și un regizor cunoscut afară și a venit cu proiectul. Și aceste lucruri au fost găzduite în teatre de faimă, nu Odeonul, teatru din Sibiu, pentru că era o parte din proiect. Adică și teatrul respectiv câștiga, cum să zic eu, panaș și spectacolul, sigur, putea beneficia de condiții de producție mai bune decât în independent. Dar lucrurile astea s-au mai întâmplat și în teatre mai mici. Plus unele teatre care nu fac, cum e Craiova, concurs de proiecte. Dar asta cred că e un lucru relativ recent. Relativ recent, de vreo 6 ani, așa cred, da. Cam așa. Nu, cred că e al 10-lea acum. Deja? Da, pentru proiectele de tineri regizori, da, în colaborare cu scenografi, cred că acum a fost al 10-lea. Ia uite. Frumos. Așa, pe urmă a fost cu toate, și este în continuare, cu toate discuțiile pro și contra, dar vreau să nu intrăm în această poveste că e prea complicată. 9G-ul, noua generație, nu 9G-ul de la Teatrul Național din București, dar care lucra cu și lucrează în continuare cu echipe independente, pe proiecte independente. Oamenii aia își fac la ei în bucătărie spectacolul și le aduc acolo. Dar neplătiți, nimic. Nu, dar hai să nu intrăm. Asta e o poveste atât de lungă. Da. Cred că e suficient că apare cuvântul neplătiți la Teatrul Național din București. E suficient. Da, tot e un semnal de ceva. Și de aici mai departe diverse alte. Da. Plus teatre care pur și simplu n-aș zice copiază, ci și-au schimbat politicile repertoriale. Cum e, nu știu, din punctul meu de vedere, unul dintre preferații mei, teatrul din Arad, care de ani de zile are un concept repertorial care nu seamănă cu estetismul socialist, scuzați, conservat la celelalte teatre. La celelalte, pe celelalte scene. Vreau să zic că, apropo de ce spuneți că se întâmplă cu teatrele astea de stat și apariția sau colaborările așa mai mult sau mai puțin de succes, da, cu scena, să zicem așa, independentă. Cum ziceam și la început, eu când mă gândesc unde aș putea să văd ceva care să-mi creeze așa o plăcere și intelectuală și, nu știu, poate și estetică mai degrabă, e vorba de teatrele astea independente sau de grupurile care fac teatru, mă rog, independente, vorba vine. S-a schimbat lumea și s-a schimbat publicul. Da, și a apărut și un public nou care vrea un pic de altă, probabil altfel care de, care vrea un alt tip de discurs, un alt tip de tematici și așa mai departe. Da, întrebarea mea este dacă înflorirea teatrelor independente din ultimii ani este un semn că, nu știu, contextele și posibilitățile pe care le oferă teatrele de stat nu-i satisfac nici pe artiștii mai tineri, nici pe publicul poate mai tânăr. E un fel de ieșire din rama asta care nu se modifică? Nu cred că are nimic de a face cu chestia asta, ca dovadă că, mai ales în orașele mari, e plin de public tânăr și la teatrele de stat. Ba și
uneori chiar și în teatrele din orașele mai mici. Uite, de exemplu, am acum o studentă de care mi-e foarte, foarte, foarte dragă, în anul întâi, care vine, ei au și lansat acum o revistă, Copilot, ea vine de la Suceava și povestește acum, în primul număr de la Copilot, face un fel de rememorare a fenomenului construcției instituționale al teatrului din Suceava. În raport cu societate, în raport cu lumea, în raport cu școala în care a fost ea elevă de liceu și așa mai departe. De asta vin și zic, noi nu suntem dușmanii instituțiilor publice de spectacol. Nici într-un caz. E nevoie de ele ca de aer, ca de apă. Problema este ca instituțiile de spectacol publice să își schimbe definiția în legătură cu funcția lor publică. Atât tot. Folosind 7000 de estetici, inclusiv estetismul socialist, dacă doresc, dar să-și schimbe percepția în legătură cu funcția lor de serviciu public. De fapt, asta e problema. Pe cine reprezintă și pentru cu cine vorbesc? Sigur, sigur. Și cu cine vorbesc? Sigur că nu. Și în același timp că vorbeam cu Marina mai devreme și ziceam că există alte țări în vest unde teatrele naționale sau teatrele de stat sunt acest motor de inovație, de progres în zona de arte performative și artele spectacolului și mi se pare că la noi încă totuși ideea de teatru de stat sau de teatru național încă e acoperit de un strat de praf, de chestie care nu e actualizată până la capăt. Cu siguranță, cu siguranță. Asta vine din foarte multe motive care țin de legislație, care țin de sistem, care țin de mentalități, care țin de perpetuarea la nesfârșit a unora și a celorași directori câte 20 de ani și mai bine și așa mai departe. Iar funcția asta de care zice Petru de inovare și de progres a fost, nu știu, a fost ea oare mai degrabă preluată de teatrele independente sau unde se întâmplă momentan mișcarea? Deci, din ce v-am descris eu până acum și chiar țin chestia asta, eu cred că dacă ne uităm, dacă facem comparația, fiindcă Petru a deschis aici discuția către hai să ne uităm de jur împrejur, cred că de fapt, dacă te uiți de exemplu pe modelul britanic și pe modelul german, școlile dramaturgice, încurajarea dramaturgiei și așa mai departe e treaba în primul rând a teatrelor. Există teatre specializate în școală de dramaturgie, de-aia dădeam exemplu cu Royal Court, care e, cum să zic eu, e un model. Nouă, plăcându-se, neplăcându-ne ce se întâmplă pe scena britanică, dar asta e altă discuție. Dar e un model de emergență a dramaturgiei. Rol pe care, în cazul nostru, în cazul României, l-au luat instituțiile de învățământ. Instituțiile de învățământ. Bucureștiul, Clujul, cam în același timp, imediat Alina Nelega, nu din 2000 și-a făcut masteratul, 2000 și ceva, cred că era 2005, cam așa, masteratul de scritură dramaturgică, fiindcă ea e un personaj care nu se lasă niciodată și foarte bine face, ar trebui cineva să facă o statuie. Doar că nici mie nu-mi plac statuile, știi cum e. Știm ce se întâmplă cu statuile. Da. Deci, cred că școlile sunt aici, școlile de... Și asta e bine, asta e un fenomen de sănătate. Și asta ți-ar răspunde, cred că și Petru va fi de acord cu mine. Și la întrebarea pe care încă n-ai terminat-o, aia cu care a început cu eșecul, eu cred că mișcarea independentă, pe de-o parte, și întoarcerea către social, spre social, spre intervenție, spre construcțiile de public nou. Astea nu sunt fenomene care vin din... Sunt, cum să zic eu, complementare unui anume tip de conservatorism al instituției publice. Dar sunt fenomene care s-au născut organic și aș îndrăzni să zic ceva foarte dramatic. Cred că sunt primele fenomene organice de teatru din istoria teatrului românesc de la 1850 până acum.
Exact la asta mă refeream și eu. Adică voiam să... în sensul că până acum toate au fost cu voie de la, de la domnitor, de la Ministerul Culturii Comunist, de la au venit ăștia la alții să schimbă legislația și așa mai departe. Pe când este un fenomen organic care s-a născut, mulți ar zice din suprasaturarea pieții cu actori, de către cele patru, și aici sunt foarte puțin de acord. Nu știu ce părere are Petru despre chestia asta, nu cred că de aici vine. Din ce motiv? Bine, în același timp, școlile de teatru din țară produc mai mult decât se poate angaja pe piața muncii. Și cumva intervine problema asta de nu există suficiente posturi încât absolvenții să aibă. Dar eu nu cred că mișcarea independentă e creată numai ca așa loc cum, de muncă. Ca, cum își imaginează de fapt domnul Caramitru, ca formă de colac, de cât să treci o piscină de 50 de metri a actorilor care nu se pot angaja pentru că nu sunt locuri la stat. Cunoscându-te și pe tine, cunoscându-i pe toți oamenii de la reactor, cunoscând tot ce s-a întâmplat la fabrică, la fabrica de pensule, cunoscând chiar mișcarea de dinainte de voi, nu cu Teatrul Imposibil, iarăși pe cei de la Drama Acum. Și așa mai departe, sunt oameni și deja există o clasă de actori, mororles tineri, care au rămas în independent pentru că au vrut să fie independenți pur și simplu în definiția independentului. Adică, tată, eu n-am chef să joc Hamlet, lasă-mă prostiile. Vreau să fac altceva. Am alt tip de gândire. Am alt tip de nevoie de participație la actul de creație. Da, dar eu de asta mă tem, că de fapt sunt puține inițiative independente care trec pragul ăsta de 10 ani, adică am impresia că e o luptă în precariat și o luptă de asta de a supraviețui, încât ajung mulți să se epuizeze, să se epuizeze, adică și aici, sau să se angajeze la național. Sau să se angajeze la național, știi? Pentru că epuizarea nu, adică e frumos să faci să produci ce ți place și ce ți creează plăcere, dar cred că îți trebuie niște condiții. Asta vine de acolo, de unde, din punct de vedere legal, administrativ, economic, lucrurile au rămas nemișcate și continuă să rămână nemișcate. Cel puțin de la ultimele legi din 2008 cu privire la management și la instituția teatrală în general. Au rămas nemișcate în timp ce lumea s-a mișcat cu o dinamică absolut fabuloasă. Lumea creației. Da. Voiam să spun legat de actorii și actrițele care, nu știu, fie nu vor, adică mai degrabă și eu sunt de părere, cum zice Petru, că, cum ziceți dumneavoastră, că nu e mai, doar despre locuri la teatrele de stat. E și despre o dorință de a face niște lucruri care nu se regăsesc în programele teatrelor de stat, plus nu în regulamentele de funcționare ale teatrelor de stat, cum să zic eu, n-ai voie să refuzi un rol. Refuzul de rol se pedepsește cu bani. Nu? Și tu nu vrei să joci scaun stânga. Da, da. Sau, mă rog, zici, hai, în primul an de zile că pot să joc și scaun stânga. Da. Și o să fiu un scaun foarte expresiv. Da, după un an îți trece, adică ai vrea să faci altceva și nu, condiția unei echipe de teatru de stat este că are oameni salariați care fac ce li se spune să facă. Mi se părea super important că am ajuns la zona asta de siguranță financiară care îndeamnă independenți să se angajeze la stat, respectiv ce oferă de fapt sistemul de stat și teatrele finanțate constant cu bugete serioase. Și voiam să vă întreb de fapt pe dumneavoastră dacă vedeți vreo rezolvare sau vreo posibilitate ca bugetul ăsta alocat pentru teatru în general să fie
redistribuit în așa fel încât independenții să nu mai fie super condiționați și forțați să trăiască așa de la un proiect la altul, care de fapt acoperă o parte mică din activitatea unei companii sau a unei asociații independente pe un an. Adică dacă ar exista sau, nu știu, o formulă în care să mai echilibrăm un pic diferența asta mare între cum sunt finanțate teatrele de stat și cum sunt finanțate proiectele independente. Sigur că eu nu sunt un expert în economie și aici ar trebui un think tank care să găsească soluții, presupunând că ar exista anterior acestui think tank un prim, după 30 de ani, proiect de politică culturală pe termen mediu și lung al României în general. Ceea ce nu s-a schițat în 2016, în scurtul mandat al Corinei Șuteu, dacă de obicei în situații de genul ăsta a fost aruncat la gunoi. Imediat după aceea. Deci, cum să zic eu, nu m-aș hazarda foarte tare la un răspuns, pentru că ar trebui să existe mai mulți oameni din mai multe domenii care să se pună la o masă verde, nu? Și să încerce să construiască un model în sfârșit echitabil. Dar profitând de faptul că am condus în decursul ultimilor ani mai multe lucrări de doctorat foarte interesate de aceste probleme, aș zice că nici nu fac iluzia că ar trebui să inventăm noi roata. Adică există diverse modele care pot fi nu neapărat copiate, ci adaptate de așa manieră încât să nu pierzi acest imens beneficiu rămas cadou de dinainte de 89, care este al instituțiilor publice de spectacol care să deservească orașele patrii. Dar fie prin, pe de o parte, fie prin legea de management, fie prin alte tipuri de strategii, să încerci să strângi, pe de-o parte, legăturile între instituția publică de spectacol și instituțiile independente, lucru absolut posibil. Pe de altă parte, să le dai instituțiilor publice de spectacol mai multe răspunderi decât simplele 7 spectacole de făcut într-o stagiune, că așa scrie în proiectul de management al directorului. Și acum o să dau un exemplu cretin, recunosc, dar în anii în care eu lucram în teatru, în foarte tinerețea mea, când am reușit să ajung în sfârșit în teatru, în 80, orice instituție publică de spectacol avea o normă minimală de deplasări de jur împrejur în orașele mai mici și chiar în comunele patriei, cu spectacole special construite ușor, adaptabile, ca să poată fi adaptabile. Sigur, nu era teatru de cea mai înaltă calitate, dar era un serviciu public absolut binevenit. Și vital pentru societate. Bineînțeles. Am zis că o să dau un răspuns absolut cretin, pentru că vor toți artiștii de vârsta mea și de jur împrejur vor sări imediat de pe scaun și vor zice: și da, vrei înapoi la comuniști. Nu vreau înapoi la responsabilitate socială, care e cu totul altceva, care poate să fie de la comuniști sau poate să vină din altă parte. Victor Ion Popa făcea asta cu Teatrul Național din Cernăuți la 1928, 27-28, ca director acolo. A luat o mașină și a început să umble, inclusiv a inventat teatru de păpuși. Și a început să umble de jur împrejur prin orășelele mai mici și satele Bucovinei, ducând teatru către omul care n-a văzut teatru. Bun, și acum mă duc înapoi la ce ar mai putea fi făcut. Ar putea fi făcut un sistem mult mai echitabil decât simplu AFCN. Care este administrația fondului Naționala, Fondului Național Cultural și care e foarte... ceva foarte folositor. Ce unică acum, e una dintre unicile surse de finanțare. Dintre puținele. Au mai existat și alte surse, pentru că în funcție de județ și de municipiu există și finanțări locale.
posibile, care sunt minuscule, da, dar care sunt foarte folositoare și ele. Doamna Firea, din câte am înțeles, și-a făcut praf din sistemul de finanțare de până la venirea doamnei Firea, care se făcea prin Arcub. Exista o instituție, există și în general, care se ocupa de proiectele culturale ale primăriei municipiului București, s-a ales praful. Nu de Arcub, el există, ci de proiect. Sigur, tot doamna Firea zice, dar am inventat 4 teatre în Banești. Nu vreau să intru în această discuție. Nu. Bun. Ce cred eu? Că coroborăm mai multe modele. Este un lucru absolut posibil, dar pentru asta trebuie să schimbe și mentalitățile și legislația. Este modelul serviciului public. Adică modelul după care, cum se întâmplă în multe țări din Europa, o instituție independentă, fără a înceta să devină independentă, este parțial subvenționată de o instituție publică, respectiv de la minister până la, nu știu, consiliul local, pentru că a demonstrat în timp că aduce un serviciu public, că, cum să zic, că are public, în primul rând, că are impact la nivel local. Ori asta nu e foarte greu de făcut. Asta ridica de pe umerii instituțiilor independente cele mai dinamice, cele mai vii, cele mai puternice, a ridica greutățile măcar la nivelul supraviețuire de natură administrativă imediată. Nu știu, chiriilor, luminii, gazului. Minimul necesar ca să poți să activezi. Necesar. Sau, sigur, se poate pe modelul ăsta sau se poate pe finanțarea pe principiul interesului comunitar, pentru că faci un serviciu public, ca unul, două dintre proiectele tale, în mod constant, anual, să fie acoperite integral și nu parțial. Pe restul ți le acoperi. Sau proiectele tale de natură educațională să fie integral acoperite. Asta însemnând că oamenii aia să fie plătiți. Și așa mai departe, există o infinitate de strategii posibile în care niște oameni, nu știu, niște primari, niște președinți de consilii județene și așa mai departe, pot crea un sistem, Ministerul Culturii însuși, poate crea un sistem logic și suficient de elastic pentru ca să nu sufoci creativitatea, fiindcă tocmai dinamica uriașă la nivelul întregii țări, de la Iași la Oradea, de la Cluj la București, de la București la mai știu eu unde, Târgu Mureș mai ales, Târgu Mureș e un exemplu absolut. Tocmai dinamica echipelor independente a dus la, în mod paradoxal, la blocajul de dezvoltare al echipelor independente. E un fenomen ca identic ăla cu gentrificarea, știi? Ai făcut în Rahova viață culturală, ai făcut-o sexy pe Rahova și atunci totul crește. Iar produsele tale culturale devin completamente neinteresante. Același fenomen cu fabrica de pensule. A, ce mișto, avem fabrica de pensule. E faimoasă internațional. Să iasă fabrica de pensule, să intre IT-știi. Că au crescut chiriile de, cu 400%. Da, da, asta e iarăși o problemă a independenților, pentru că nu li se dă un spațiu în primire, sigur, pe care să-l folosească după bunul lor plac, ci din nou, nu ne confruntăm doar cu producții mici la nivel de buget, e și nevoia asta de a plăti spațiu și de a plăti o chirie ca de să putem activa. De supraviețuire de fiecare zi care să te ajute să te dezvolți. Ori, noi suntem în acest moment, peste tot în țară, într-un moment de blocaj, adică nu se mai poate dezvolta nimic. Tot ce s-a dezvoltat, mai departe de a ta nu se poate. Se poate merge în același ritm, dar cu aceleași sacrificii, în aceeași pauperitate. Care nu este niciun fel de dorit sau care nu aduce efecte, mi se pare că și nu... Încet, încet, pe stai, nu, picioarele, da, oamenii se epuizează și, cum se zicea Petru, epuizează fizic. Se angajează la teatrele de stat sau pleacă și fac alte lucruri sau nu mai se poate. Deși, pe de o parte, nu neg în niciun fel și cred că e necesar ca teatrele de stat să
modelul ăsta de finanțare să existe și să contribuie în mod mai egal la accesul la cultură. Mi se pare nedrept, într-un fel, că efortul ăsta foarte mare pe care îl fac teatrele independente este făcut cu atât de multe sacrificii din partea acestor și oameni. Și insuficient recunoscut de către statul român. Și hai să-i spunem lipsit, pe nume, îl cheamă statul român. Și lipsit de resurse, prin urmare. Păi nu, pentru că, în mod normal, banii există. Nu e o problemă că nu există bani. E o vorbă de cum sunt distribuiți banii ăștia în ceea ce privește cultura și nu numai. Adică nu cred că putem să zicem că e o problemă de aoleu, nu sunt resurse. Ele există, doar că sunt distribuite inegal. Apropo de asta, mă gândeam cum se leagă preocupările pe care le are teatru independent, să zicem așa, mai des, în temele pe care le abordează și recunoașterea pe care o primește. Pentru că mi se pare că există și o diferență de discurs pe care îl îmbrățișează, de exemplu, spectacolele de la teatrele de stat mai des și de discurs pe care îl îmbrățișează, nu știu, dramaturgii și regizoarele din teatrele independente, temele la care se uită. Nu știu, paradigma politică pe care o cumva o împărtășesc. Mă gândesc dacă și asta nu face o diferență și nu influențează într-un fel recunoașterea atât din partea statului, cât și din partea societății. Pentru că, nu știu, teatrele de spectacole pe care le vezi la teatrele independente sunt despre mult mai des despre probleme, despre dificultățile cu care se confruntă, nu știu, grupurile marginalizate, despre, nu știu, dificultăți și crize economice, sociale și de tot felul, care la teatrele de stat se întâlnesc, nu știu, eu aș zice că rar. Nu știu dacă... Nu e totuși încep chiar așa. Încep să fie tot mai prezente. Nu e totuși chiar așa de rar. Amuzant e altceva, din punctul meu de vedere, că dacă ai scoate pe piață, și asta e un fenomen de ani de zile, dacă ai scoate pe piață un text românesc despre cât de exploatați sunt corporatiștii tineri, nu ți l-ar juca nimeni. Dacă el este tradus din spaniolă sau din engleză, ajunge inclusiv la Teatrul Notara. Înțelegi, e o chestie de-asta de snoberie provincială tipică pentru România. Să domne, că-i de afară. Se cheamă autocolonialism. Exact. Da. Exact. Da, iar cred că fluxul ăsta de alt tip de discurs sau spectacole care au un pic alte tematici, care a ajuns să fie totuși prezent și în teatrele de stat, vine tot din liga asta de independenți care deja au ajuns să fie... au o recunoaștere, deja au o activitate suficientă încât să treacă la nivelul următor. Da, pe de altă parte nu e nimic static, adică totuși ar trebui să ne gândim că e absolut firesc ca și viața socială și viața teatrală este într-o permanentă mișcare. Și atunci, cum să zic eu, nimica nu-i bătut în cuie. Sigur, legislația și administrația românească e mai conservatoare decât ne-am fi dorit noi să fie și mai puțin lucidă, pentru că nu există o politică publică, în primul rând, din pricina asta. Pentru că la Ministerul al Culturii s-au schimbat 25 de miniștri în 30 de ani, adică există inclusiv ministru de două zile. Bine, și mai e și politica din interiorul unui teatru, adică și asta dictează și asta un pic dictează, ce sigur, urmează să se profilul monteze acolo. Respectiv al teatrului, fără discuție, dar nu cred că e vorba neapărat de o polarizare, pentru că lucrurile se schimbă, se modifică, circulă de la unele instituții la alte instituții. Sunt teatre care sunt mai disponibile, teatre de stat. Existența unor exemple nu ne ajută realmente să sperăm că, nu știu, oamenii ăștia care, de exemplu, acum au așa un momentum și creează niște lucruri și inovează în termenii ăștia de producție teatrală, or să ajungă vreodată să se realizeze și să aibă un spațiu în care să poată să facă un spectacol. Nu, dar hai să întoarcem la întrebarea ta, că întrebarea ta era legată de teme, de tematici, de conținuturi, de...
Și de discursuri pe care le folosesc. Da. De aici mai departe, de discursurile pe care le folosesc. Da, și în același timp, într-adevăr, vezi o paletă extrem de diversă de conținuturi în spectacolele din teatrele de stat. Adică poți să te întâlnești cu un spectacol care e super relevant social și are o direcție mai apropiată de ce ar face o companie independentă, dar conlocuiește cu un spectacol ori foarte rasist, ori foarte sexist, ori foarte greșit din anumite puncte de vedere, pentru că există această diversitate și masă de public care consumă inclusiv asta. Ceea ce, da, îți dă mult de gândit care e logica și care e direcția acelei instituții. Adică și eu îmi pun foarte multe întrebări când mă duc la un teatru și văd un spectacol cu care sunt foarte de acord și unul care mă stupefiază ca conținut și mă întreb cine vede și aprobă asemenea producție. E o chestie care, da, într-adevăr, cumva e o lipsă de gândire strategică, de direcție artistică. Nu-mi dau seama ce se întâmplă în locurile astea. Plus că am avut momentul ăsta foarte prielnic de, din nou, discurs naționalist cu Anul de Glorie 2018, în care am sărbătorit minunatul centenar. În care timp de 2 ani de zile s-au tot făcut spectacole foarte specifice și e adevărat, dar naționaliste, să le zicem clar. A fost un tsunami mai mic decât m-aș fi așteptat. Și pe de altă parte un răspuns mai puternic decât m-aș fi așteptat. În sensul că e adevărat că în principal dinspre zona independentă au venit răspunsuri foarte puternice și foarte bine gândite. Și la Mureș, și la Cluj, și chiar și la București, adică răspunsuri de spectacole cu dramaturgie proaspătă și care chestionează fără milă, de-a dreptul, festivismul ăsta centenarist. Dar am avut și scandalul cu... Sigur, cu scandalurile de rigoare. E adevărat, scandalul cu Mihai Viteazu s-a bazat pe afiș, nu pe ce era în spectacol. Că n-a văzut nimeni spectacolul dintre ei care făceau scandalul. Dar astea sunt lucruri de așteptat și la urma urmelor în teatru un scandal mic e de bine. Crește da, atenția publicului. Publicului, da. Aș zice că deja lucrurile sunt mai echilibrate, adică problemele noastre, așa cum arată ele la peisajul de 2020, când intrăm în al patrulea deceniu, sunt mai puțin probleme de natură artistică cât sunt probleme de natură legislativă și administrativă. Pentru că ceea ce lipsește este, repet, gândirea unei politici culturale strategice pe termen mediu și lung. De ce finanțez cultura? Ce vreau eu de la ea? Care sunt tipurile de serviciu public pe care le poate face o instituție publică finanțată de stat? Care sunt lucrurile pe care descoperim că le face din proprie inițiativă compania privată? Hai să sprijinim compania privată pentru că face acest lucru pe care altcineva nu îl face. Sau pentru că s-a specializat și îl face foarte bine, mai bine decât alții. Și așa mai departe. Nu cred că... Adică cred că, spre deosebire de anii 2000, polaritatea dintre independent și instituția finanțată e mai mică în acest moment. Adică lucrurile s-au apropiat în mod natural, de asta zic că e pe cale natural. În mod natural s-au apropiat foarte tare. Mult mai tare. Observând asta, cineva care e pus acolo să gestioneze viața culturii românești, ar trebui să zică, ok, am observat chestia asta. Păi înseamnă că ceva nu funcționează corect la nivelul felului în care am organizat noi lucrurile. Hai să vedem cum se poate face să funcționeze corect și echitabil, încurajând creativitatea, pentru că despre creativitate e vorba. Da, adică și mie mi se pare că lucrurile încep să arate un pic altfel, că deja
demonstrăm valabilitatea artistică ca independenți, dar în același timp nu pot să nu mă gândesc la ce se întâmplă zilele astea cu CNDB-ul, care o instituție. Care e o instituție de stat. Da. Și în mentalul ălora care sunt puși acolo și sunt niște analfabeți pentru ce au fost puși ei să facă, e o instituție de stat care trebuie tratată sub condițiile uneia independente, sub condițiile uneia independente. Adică e o instituție de stat singura din România căreia îi se stabilește un buget pe care ar fi putut să-l ia dintr-un singur proiect a FCN. Și de restul muriți. Nu. E, cum să zic eu? Incredibil. E incredibil. E un tip de orbire care nu sunt în niciun fel văzute la propriu și analizate corect nevoile acestui sector. Și e o lipsă de, nu știu, de înțelegere și de coordonare, adică în momentul în care o instituție care este cum... Marina, aș zice că este o lipsă de cultură generală, înțelegi, de, cum să zic eu, de 12 clase. De înțelegerea ce înseamnă o instituție de stat elementară. Bineînțeles. E așa. Și cu ce se ocupă ea? Da, referitor la ce spuneați mai devreme, nu știu, eu nu sunt la fel de optimistă, dar cumva părerea mea este neavizată niciun fel. Deci rămâne să fie o părere, dar senzația mea este că, nu știu, șansele ca reformismul sau reformarea acestor instituții să aducă la ceva mai bun, nu știu dacă... sunt mari. Adică, având în vedere rezistența despre care citeam și în textele dumneavoastră, despre care spuneați, despre rezistența pe care instituțiile astea o au în... Unele o au, unele nu mai au. Despre rezistența pe care o au instituțiile astea și colectivele lor și interesele pe care... și interesele pe care le au actorii din teatrele respective, care atunci când au posibilitatea, de exemplu, să facă un spectacol în afara teatrului, fac lucruri aproape la fel cu ce fac în teatre. Sau, cumva, speranța mea că reformat pe aici, pe acolo și adus un regizor din independent în teatru de stat o să facă ca lucrurile să evolueze într-o direcție în care categoriile, mai multe categorii din societatea românească să fie reprezentate pe scena teatrelor de stat. Nu știu care sunt șansele. Nu știu când o să fie momentul ăla când la un teatru de stat o să vezi un spectacol care să nu fie xenofob și rasist, care să nu discrimineze și romii sau persoanele LGBT. Simplu fapt că te poți duce la Piatra Neamț? Simplu fapt că Gianina Cărbunaru a reușit să câștige concursul de director la ea acasă? Și felul în care după doar două stagiuni arată Piatra Neamțul ca teatru în acest moment este, cum să zic eu, un semnal mai mult decât încurajator. Și nu e singura situație de genul ăsta, zău nu e singura. Da, dar în același timp, da, cred și eu că lucrurile ar trebui încă un pic mai bine. Puține. Și în baza legislativă, administrativă nu există. Oricum, Marina, dacă ne gândim că de nici un director încolo... de teatru n-ar trebui să stea într-un teatru ca director mai mult de 10 ani, că îmbătrânește în proprii lui papuci, că nu e căsătorie. Nu-i moșia lui, da. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Și așa mai departe, sunt multe din punctul ăsta de vedere. Dar n-aș fi atât de pesimist. Sau, mă rog, nu sunt eu de fapt. Dacă aș merge pe ce zici tu, aș pleca acum în lume. Adică, ce, dacă e tot mai rău, înseamnă că nu fac altceva decât să mă distrug. Da, uite-te, Craiova avea un anumit profil, acum treptat, lucrurile întineresc fără să se piardă neapărat profilul ăla, fără să piardă festivalul Shakespeare, dar se duc încet către alte tipuri de publicuri. Zău că am exemple. Sunt exemple suficiente. Eu doar pot să mă bucur de asta. Sunt exemple suficiente, nu că e bine. Nu asta vreau să zic. Că lucrurile sunt în mișcare. Că evoluează. Nu știm unde o să ajungem, dar nu se schimbă. Foarte. Ordine de idei, voiam să vă întreb în ce fel diferă situația teatrelor minorităților din România. Ei au funcționat
mai ales aici la Cluj, dar și la Sfântul Gheorghe, conservând perfect modelul de teatru de artă, perfect. Chiar aș putea spune că din punctul ăsta de vedere sunt maestri în conservarea modelului teatrului de artă, adică o fac la o calitate mai înaltă decât o fac teatrele românești. Și pe de altă parte, pe toată submontanitatea Harkov, ca să zic așa, Harghita Covasna s-au născut echipe alternative, independente, unele între timp sunt finanțate deja de la bugetul local sau județean, dar care nu au fost și continuă să nu fie nici în ziua de astăzi deloc interesate de problemele sociale. Ele sunt echipe alternative în sensul că fac teatru sau teatru de mișcare sau teatru dans foarte aliniat la ce se poartă în Occident, dar nu au o voce care să reflecte într-un fel sau altul specificul local. E foarte interesantă situația asta în care oamenii fac teatru nu sunt interesați deloc de social, în condițiile în care ar avea destul de multe probleme și lucruri de spus cu voce personală. Dar e un tip de enclavizare artistică, cred că mai degrabă acolo. Facem Shakespeare și Ibsen și... Bine, le facem perfect, le facem minunat, dar nu vorbim despre noi, știi? Lucru care e diferit, de exemplu, cu compania sau echipa de teatru independent Juvlipen, care... Nu, care sunt mult mai tine și care nu vor să facă decât asta și foarte bine fac, să le dea Dumnezeu sănătate. Pentru, bineînțeles. Pentru un teatru de stat rom. Care ar trebui făcut. Care nu se întâmplă și oamenii ăștia au, adică sunt foarte... Eu zic că se va întâmpla într-o bună zi. Da, înainte să existe teatru evreiesc de stat, a existat teatru, au existat companii evreiești private mai bine de 100 de ani. Primele din Europa, aici au existat. Aici, la Iași. Așa că... Și vine o zi în care să face. Nu vreau să zic că peste 100 de ani, Doamne ferește. Da. Nici o clipă. Și pentru că ne apropiem acum de sfârșit, aș vrea să vă rog să veniți cu câteva cuvinte de încheiere a acestei discuții pe care eu o găsesc foarte interesantă. Da, mie mi se pare că sunt o grămadă de lucruri care nu s-au spus cumva și am impresia că ăștia 30 de ani încă sunt pentru mine și nu doar pentru mine, probabil. Cred că încă mai au nevoie de ceva timp ca să poți să privești înapoi și să vezi ce s-a întâmplat, de fapt. Mi se pare că sunt parcă mai mult decât acum 20 de ani, să zicem, când au început mișcările independente. Mi se pare că sunt mai mulți factori de care trebuie să ținem cont. Mi se pare că nu doar contextul politic, social, global e relevant sau la nivel local, național, mi se pare că tot ce ține de umanitate și planeta noastră, cred că încep să fie și astea niște teme care trebuie luate în considerare atunci când producem artă, cultură, whatever. Mi se pare că sunt tot mai mulți factori care influențează orice am alege să producem în momentul ăsta. Eu aș zice că există părți bune și părți rele. Părțile bune sunt foarte importante văzut și anume că avem o mișcare foarte vie, teatrală, foarte dinamică. Sigur că se produc și multe prostii, dar asta e un fel inevitabil. S-au produs niște mutații foarte profunde, cred că cea mai profundă mutație este relația dintre text și actor, dintre producția de text și actor și treptata retragere în către poziții mai modeste a regizorului de teatru, care a fost, cum să zic eu, guru absolut al mișcării teatrale 100 de ani. Și asta e bine, e sănătos, adică e un fenomen de democratizare pe de o parte și de reprofesionalizare foarte rapidă a actorului de teatru. S-a născut nu numai o nouă generație, o nouă specie de actori. Actorul care este parte din
de care nu te poți lipsi din producția teatrală, pentru care scrii, care scrie pentru el însuși, pentru care montezi, cu care montezi, care se autoreprezintă, cu care stai de vorbă până la 6 dimineața ca să vezi încotro să duc lucrurile și așa mai departe, care se reprezintă pe tine, dar poate tot atât de bine să reprezinte o paletă largă de personaje. E și fete și băieți. Când zic actor, zic așa, generic, așa e neutru la români. Ăsta e fenomenul care îmi place cel mai mult, recunosc cinstit. Îmi place de mor. Îmi place de mor că s-a confirmat faptul că era nevoie de dramaturgie și că am pus măcar două gălezi de apă la creșterea acestei noi dramaturgii românești, tinere dramaturgii, oricum ai vrea să spui, pentru că sigur că se poate teatru non-verbal, sigur că se poate orice fel de teatru, sigur că se poate face și experimentul de a juca o stagiune întreagă numai Shakespeare, dar teatru unui spațiu cultural este un teatru făcut pentru spațiul la cultura și fără dramaturg, așa ceva nu se poate. Chiar dacă lucrăm devised și suntem 6, tot facem o dramaturgie la urma urmelor. Nu se poate fără. Și aia e reprezentativ, adică totuși eu cred ce să fac până nu mă contrazice definitiv tehnologiile, că arta teatrului este o artă care are treabă nemijlocit cu cuvântul și atunci e foarte dependentă de cuvânt. Cum e foarte dependentă de social, cum e foarte la fel de dependentă de social. Cred că e important că suntem sănătoși și că se produce teatru și că lucrurile or să se schimbe, e foarte posibil să se schimbe rău. Ar trebui să fim pregătiți pentru, dar cred că avem un antrenament, o gimnastică pregătitul pentru mai rău decât pentru mai bine. Dar nu cred că treptat lucrurile vor intra pe făgașe firești. Sau mă rog, sper, hai să sperăm. Eu momentan pot să fiu doar foarte recunoscătoare pentru discuția asta pe care am purtat-o despre teatru și mai ales despre rolul social al teatrului pentru societate. Mi-ar plăcea foarte mult ca atât publicul care merge la teatru, cât și cei și cele care îl produc să fie cât mai conectați la realitatea asta socială, cum îi zicem noi sociologii, la problemele și la bucuriile pe care le avem cum și aici, noi și cei din jurul nostru. Și da, să sperăm că lucrurile o să avanseze și o să progreseze mai ales. Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumesc, Petru, pentru contribuția ta. Invitata din acest episod a fost Miruna Runcan. Episodul de astăzi a fost produs de mine, Marina. Compoziție muzicală Kind Studios. Pentru studioul de înregistrare mulțumim EBS Radio prin Flaviu Petean. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe toate aplicațiile de podcasting. Vă invit să ne susțineți munca în cazul în care aveți plăcerea cu o donație pe Patreon și așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasens@protonmail.com. Pe curând!